găsit, doamnelor și domnilor. Vineri, seara, am fost la Filarmonică și am avut șansa să asist la un eveniment muzical cu totul și cu totul deosebit. Într-o coproducție a Filarmonicii Banatul din Timișoara cu Opera de Stat din Viena, a fost prezentat un concert de arii din opere de Wolfgang Amadeus Mozart. Un cadou cu totul neașteptat și deosebit de frumos, mai cu seamă că ne reîntâlneam cu o seamă de soliști ai operei de stat din Viena, care sunt în bună parte plecați din Timișoara. O bună posibilitate de a face o comparație despre evoluția și în evoluția acestora. Chiar spuneam în această seară că pe scenele multe, din palate, din săli mari ale Vienei, se întâmplă asemenea concerte, deci cu soliști, cu muzică de Mozart, cu muzică de Strauss, dar niciodată nu există această șansă, nu au bani suficient să plătească ca 6 soliști ai operei de stat din Viena să fie prezenți în aceeași seară pe același podium. Ei, noi am avut această șansă și acolo m-am întâlnit cu doi vechi prieteni, Ioan Tomi, muzicolog, profesor, universitar, autor a atâtea cărți, Teancu, acesta îi aparține, compozitor și așa mai departe, și Ovidiu Giulvezan, Teancul celălalt de cărți, de asemenea profesor universitar, implicat în mișcarea corală, în special bănățeană și românească în general. De ce? I-am invitat tocmai pe ei în această seară, pentru că mai sunt și alți colegi care ar fi putut să dezbată cu noi asemenea probleme legate de istoria muzicii, de viața muzicală actuală, dar ne leagă o amintire, o seamă de amintiri comune. Noi am lucrat cândva la Radio Timișoara, pe stil vechi, cum îmi place mie să spun, adică în anii de dinainte de desființarea acestui an, 1985, ani care cum au fost? Pentru voi ca redactori muzicali. Cel mai vechi a fost Ovidiu. Deci începem cu Ovidiu. Dintre noi a fost cel mai vechi și am venit la Radio Timișoara datorită faptului că directorul de atunci, Mihail Gleja, m-a îndrăgit. În sensul că îi datorez de asemenea foarte multe lui prietenului meu foarte vechi, Ioan Tomi, care era secretar muzical la Arad. Încerc să concentrez. Eu am fost repartizat la Arad. Și ne spunea în pauză că să spunem o anecdotă. Când am fost la repartizări, fac o paranteză, la repartizări, la București, așa era atunci. Era București, Iași, Cluj, erau cele trei conservatoare. Eu am nimerit pe locul 5 în ierarhia asta. Și atunci erau două posturi de asistent la conservatorul din București, cu un post din acela. Păi aveți buletin de București? N-am. Atunci un post de redactor la Radio București. Dom'le, n-aveți București, n-aveți buletin de București. Atunci mai era unul la liceul Gheorghe Lazar. Eu insist așa. Și culmea că președintele comisiei era Achim Stoia, care era rectorul conservatorului unde am terminat eu la Iași. Dom'le, nu înțelegi că n-ai buletin, dar eu auzind după aceea că dacă primeai o repartiție guvernamentală, automat primeai și buletin. Dar de unde să avem noi puterea? Nici astăzi nu te poți lupta cu nedreptatea. Și atunci zic, Arad, liceul numărul 3. Păi vezi, acolo imediat au răsuflat ușurați, m-am dus acolo ca să preiau cumva o colaborare. Domnul Tom era secretar muzical la Filarmonica din Arad și avea niște ore la acest liceu 3. Venind eu și mai era o doamnă profesoară, ei s-au retras și eu am fost numit acolo. Și atunci el venind la concerte, că eram nelipsit, la Iași mergeam la concerte, la teatru, acolo am văzut Eugen Ionescu, am venit și la balet și la tot ce se putea. Și zice, măi, dar eu cam scriu cronica aici, dar nu se cade, că secretarul muzical, nu încerc să scrii. Și asta a fost începutul meu în ale cronicăriei muzicale, să zic așa. N-am stat mult acolo, scriind cronică, m-au cooptat și cei de la radio, că atunci se făcea marțea, o emisiune de săptămâna muzicală, cu evenimentele muzicale din Timișoara, Arad și mai departe. Veneam cu autostopul la Radio Timișoara pe strada Cluj, binecuvântate fie, am numai amintiri frumoase. Și citeam la microfon. Mi se părea un lucru foarte interesant, îmi plăcea și învățământul, dar am oscilat. Mihail Gleja, cum vă spun, i-au plăcut aceste materiale și ce mă, nu vrei să vii la radio? Vreau, dar 3 ani trebuie să stau acolo, repar, lase că reușim noi, facem noi, dregem, nu? Radio era un organ de partid și reușea să... Bine, aranjează să viu, între timp vine vacanța. Dom'le, toți colegii mei pleacă în vacanță, eu mă duc să mă transfer la radio, să-mi bag capul la treabă. Mă duc la Mihail Gleja, spun, știi, nu mai vin.
ești nebun, îi spune lui Covaci, care era cu personalul, dă telefon la București, că ăsta nu mai vine. Iar mă duc acolo, stau pe gând, mă, dar radio mă atrage, viu după vreo două săptămâni, viu la radio, domnule, ești nebun. Iar dă telefon la București, de la 1 august, în sfârșit, să scurtez, am fost angajat la Radio Timișoara, unde am intrat direct, era doamna Boleanțu și domnul George, cum îi ziceam, Rădulescu. Da. Trei eram, așa zisa secție muzicală. Doamna Boleanțu fiind fiertată, fiind șefă de secție, și ce mai a venit aici, vezi că Gioca, cum îi spuneam lui Rădulescu, se ocupă de muzică, mai mult de muzică populară, el, tu faci săptămâna muzicală și așa mai departe. Și am început și am îndrăgit și în paralel cu radio am scris și cronică la Drapelul Roșu, mai apoi la Orizont. Atmosfera a fost cum a fost. Am făcut ce mi-a plăcut foarte mult, crăinicia. Eu am făcut și crăinicie. Era în direct, dar materialele erau supervizate. Că de aici, apropo de altă anecdotă, prezentam la un moment dat și melodia preferată, muzică ușoară, și Drag-mi cântecul și jocul, melodii populare la cerere. Era Sfântul Ilie în 971 vara, 20. Mă duc după amiază, mă întâlnesc cu un șofer celebru, de altfel, în Timișoara, se zicea Bibilică. Era prieten, coleg cu frate meu, Bibilică, Mircea Horobăț, numele lui adevărat. Și zice, unde ești? La radio. Ce se face? Așa, așa, așa. Măi, am un nașul meu sau vecinul meu, nu știu ce, îl cheamă Ilie Netodea, te rog frumos să-l bagi și pe el acolo. Mă duc acolo și printre sutele de la una din melodiile alea populare, bag și pe Ilie Netodea. A doua zi vine tovarășul, era în director, ajung. Ce ai făcut, mă, uite? Ce am făcut? Cum a zis Rebenciuc, undeva pe anii 20, ce să fac? Ai pus un nume acolo în plus. Da, domnule, un prieten. Păi nu se poate, domnule, tu știi că ăla poate fi un cod de spionaj. Ai spus Ilie Netodea, gata, debarcă americanii sau nu știu ce se întâmplă. Domnule, trebuie să întrerupem colaborarea. Dar de fapt eu nu mai eram, că în 71 deja dedusem concurs, Sava Ilina a insistat să mă duc la facultatea de muzică, la institutul de 3 ani, muzică. Însă am rămas atașat de radio și zice, pare rău, te duci acolo unde ai vrut, mi-au dat transfer la cerere și asta însemna întreruperea vechimii și așa mai departe. Iar supărați că am plecat, dar 3 ani am stat acolo unde m-am simțit minunat. Era Victoria Bobescu, o voce ideală, o voce de radiofonică, cum rar se întâmplă. Nu numai că era dicție, însă avea o căldură a vocii și o maleabilitate și o claritate nemaipomenită. Și Adina Enă fiertată, și că vorbeam în pauză de ea, care nu te lăsa să vorbești, el știa tot. Și mulți, mulți colegi, doamna Mărgineanu, care a fost apoi directoare la operă. Și am zis, ce să mai... Interesant destin ca un om din radio să ajungă director al unei instituții muzicale. Ioan Tomi. Aici se leagă. Da, pe din nou. Spre data, nu? La Arad a venit el după mine, la Timișoara am venit eu după el, da, la radio. După ce, acum mi-am dat seama, acum am auzit, că de fapt și biografia noastră se aseamnă chiar și dinainte de Arad. Da. Pentru că și eu am fost în acea situație, am făcut conservatorul din București, am avut promisiuni de a lucra la Electrecord sau la biblioteca documentară chiar a conservatorului, iar la repartiție, în fața comisiei, mi s-a spus, nu ai buletin de București, trebuie să iei undeva. Și atunci am preferat să merg la Arad, știind că este liber postul de secretar muzical, dar la nu figura coincidență pe lista de repartiții, ci figura postul de profesor al liceu numărul 3, de care vorbeam. Aici era un liceu mixt român-maghiar. Așa. Am luat repartiția acolo, am venit la Arad, am dat concurs la filarmonică și pentru a nu lăsa baltă liceul, am predat câțiva 2-3 ani la început, până a venit el. Dar între timp a mai venit o profesoară între noi. Ei, să nu mai lungesc și eu prea mult treaba asta, în 1971, în decembrie, de la 1 decembrie, am venit la Radio Timișoara, de la București, unde am lucrat o perioadă ca secretar muzical literar la ansamblul artistic Doina al Armatei. Nu mi-a plăcut București, ca student am fost încântat de București și mi-am dorit să mă întorc la București, dar după ce am intrat în producție și am cunoscut sistemul de relații și legături și
multe lucruri care, de care am fost dezamăgit. Am venit la Radio Timișoara pentru care am făcut și eu pasiune. Am făcut emisiunile de actualitate muzicală în special, chiar așa se și numea actualitatea muzicală, o perioadă, cologiul artelor. Viața muzicală. Viața muzicală, așa am moștenit-o, viața muzicală. Pe urmă, i-am schimbat eu numele acestora. Și am avut, nu știu al câtelea simți, dar am păstrat toate textele pe care le-am folosit, pentru că ele oricum trebuiau scrise și vizate. Nu te putea intra pe post cu texte, cu cronici muzicale. Se numea Direcția Presei. Da. Doamna Neamțu. Da, așa. Aia o femeie absolut senzațională, da. Cum se cade. Cu noi nu avea treabă, ce puțin cu cei de la muzică. Scuze-mă, o paranteză, avut... spunea doamna Neamțu, că nu. Da. Ziceam, voi puteți să spuneți că Beethoven s-a născut la 1200, asta nu mă interesează, dar nu cumva să ziceți rău despre partid. Da. Asta era menirea ei. Ne-ai umbla mai degrabă la acele cifre care nu e voie să spună pe post sau... Da. Deci nu, nu era... Am avut, nu, să nu faci greșeli politice. Ceea ce nu înseamnă că n-am avut și greutăți acolo. Unele chiar nici tu mi-am aparțineau. Spre exemplu, într-una din emisiuni, colaborator, distinsul profesor universitar Damian Vulpe, mi-a făcut o cronică frumoasă la un concert de muzică de Johann Strauss și așa mai departe și spunea, între altele, că și la Timișoara încă se aud ecourile Vienei. Ei, pentru treaba asta am fost penalizat cu maximum de onorariu pentru emisiune, dar plătit de mine. Și am mai fost încă o dată penalizat, tot așa, pentru o emisiune în care am programat o înregistrare dintr-un concert coral al corului Antifonia din Cluj, deja de Constantin Râpă, în care el și-a cântat o proprie compoziție, Ecourile Doftanei sau cam așa ceva. Dar era o muzică atonală, scrisă cu clastere de sunete, cu încrâncenare maximă, la care directorul la viz a zis, domnule, dar ce programați? Cum îți poți permite să pui așa ceva despre Doftana? Dom'le, lucrarea își propune chiar acest lucru să redea starea de tensiune, încrâncenarea care a existat acolo. Și a zis, așa ceva nu se poate. Și mi-a scos asta din... Același lucru am pățit, am plătit emisiunea tot eu. În loc să mă plătească acordul. Dincolo de... Da. Sigur, acestea sunt amintirile unui timp, de fapt frânturi, fragmente din aceste amintiri. Au rămas însă în fonoteca radioului foarte multe înregistrări pe care le-ați realizat și de aceea este foarte bogată și un martor foarte important al unor mari, mari izbânzi ale acelor timpuri, totuși. Păi, deși nu mă aplecam eu prea mult spre muzica, să zicem, ușoară, cum era rock-ul prinde atunci, eu am prins perioada de început a formației Phoenix, a formației Carusel, după aia a venit Promuzica, am făcut destul de multe înregistrări, mai făceau ei. Veneau... Și doamna Boleanțu, Dumnezeu să odinească, făcea multe înregistrări. Doamna Boleanțu se ocupa mai mult de muzica populară. Foarte, îi se datorează foarte mult din fonotecă, datorită ei. De la ea și-am adus formații serioase, de la Dumitru Moroșan, care era atunci la Radio Iași, și am adus White Snake și nu știu ce, și le introduceam, le băgam în emisiuni, care pentru atunci era un lucru... De avantgardă, de nu știu cum. Și eu m-am întâlnit cu muzica formației Phoenix la începuturi, chiar am avut onoarea, pot să spun așa, că împreună cu Aristide Buhoiu, să prezint la televiziunea română emisiunea lui Tudor Vornicu, 625 de linii, nu știu sau cum se numea. Așa, unul dintre primele concerte, n-aș zice primele concerte, de concertele când formației Phoenix, care deja se impusese foarte bine în țară. Și era într-o transmisie directă. De Timișoara... Și tot atunci, dacă îmi dai voie, am transmis Nebunul cu ochii închiși, care după aceea a intrat într-un cont de umbră, era interzisă, nu știu ce-i se părea, că cine e nebunul, de ce-i cu ochii închiși, dar eu am dat-o pe post atunci. Deci erau niște victorii ale noastre. Omul era... într-o ureche sau omul cu placă. Eram tineri și... Da. Erau
Dacă tot să ne amintim, și eu am făcut ceva, eu nu m-am ocupat deloc de viața muzicală, nu eram, n-aveam nimic cu ea, dar la inițiativa domnului Nicolae Oprean, director de atunci, Dumnezeu să-l odihnească, la aniversarea centenarului nașterii lui Enescu, mi-a solicitat să realizez un serial despre George Enescu și muzica lui. Prilej cu care eu am colindat toată țara, am cunoscut foarte mari personalități și am îmbogățit, pot spune, fonoteca, pentru că aici vreau să ajung, nu la serialul acela, care a fost bine primit, sigur, în public, de public, am îmbogățit-o descoperind la Radio București acele interviuri cu Roger Gavotti, pe care le-a acordat Enescu și în care Enescu era senzațional. Bernard Gavotti. Bernard, scuze-mă. Dar mai țin minte că ne și consultam treaba asta. Da. Întreaba asta. El cânta la pian, se acompania cu vocea și atunci am ascultat pentru imnul regal de pildă, care era în din finalul poemei române, da. Care o cânta la pian, da. Da. E lucruri interesante. Și acum acestea se află în fonoteca radioului, da. Fonoteca Sper de Aur. Și serialul ăsta s-a soldat cu o carte interesantă. A publicat și o carte. De, așa. Nu e de aici, de acolo. Așa. E foarte bine că e o contribuție la cunoașterea lui Enescu. E mare lucru. Păcat că nu se mai pot face și nu mai au asemenea audiență. Nu mai sunt oamenii aceia care l-au cunoscut. Nu mai sunt oamenii aceia. Sau poate mai sunt, ar mai fi. Oricum, ar merita din când în când reluate asemenea lucruri, inclusiv crâmpei din emisiunile voastre, pentru că ele, într-adevăr, prindeau foarte bine pulsul unui timp. Acum, eu vreau să ducem discuția puțin mai încolo, pentru că eu zic că dacă n-ați fost la București sau în alte părți, n-ați fost aici în provincia liniștită și calmă, care este Banatul Timișoara, poate n-ați putut publica de multe cărți. Cu siguranță. Poftim? Cu siguranță. Nu, dar avem, scuze-mă, trei muzicologi extraordinari. Viorel Cosma are 100 de cărți. Câte are, Tobi? Bine, 10. Este bolnav, enciclopedist bolnav. Gheorghe Li, Firca. Da. Și Doru Popovici. Da, da. Deci bănățeni care sunt nu care sunt să ne reprezintă pe valuri, bine în capitală, da. E, acum știi ce, voi începe cu aceste două cărți și cu această diplomă. Dumneavoastră aveți un astea diplome, nu ați adus-o. Tomi a fost mai descurcăreț și a adus-o. Iată această diplomă, despre ce e vorba? Este vorba de premiul Uniunii Compozitorilor pentru anul 2008, pentru cărțile tipărite în anul 2008, diploma oferită în martie anul acesta, direște. Da. Când s-a făcut... Și cărțile incriminate. Și cele de două cărți sunt, da, acestea. Ele fac obiectul premiului. Muzica Mundi. Și este sunt pagini din istoria muzicii universale de și la început. Și mă mândresc că eu am făcut recenzie în Actualitatea Muzicală. Da. Deci pagini din istoria muzicii universale, de la începuturi, deci de la muzica sumero-babiloniană, până la muzica cu program, până la Hector Berlioz. Iar cea de-a doua, numai o clipă, da. Aceasta este, deci da. Într-o răsfoire rapidă, aceasta este cartea. Da. Este mai text. Da. Și a doua? A doua este primul volum din monografia filarmonicii de stat din Arad, care a 60-ul aniversarium Filarmonie Urbis Arad Celebrandum. Acesta este titlul în limba latină. Bine, v-ați făcut mâna, de fapt, înainte, în monografia Filarmonicii Banatul din Timișoara, nu? A, da. Pentru Timișoara sunt trei monografii. Sunt trei monografii. Da. E bine, haideți, dar, le-o mai arăta. Trebuie să precizez că săptămâna aceasta fac corectura volumului 2. Deci până la sfârșitul lunii iunie trebuie să apară și volumul 2. Care este mult mai mare, este dublu cât ăsta. Prin volum mergând până la... Din 48 până în 68. Dar are în prima parte o istorie a vieții muzicale a Aradului, de când se știe până la înființarea filarmonicii de stat din Arad. Înainte de Revoluție aveam un avantaj. Cărțile erau tipărite pe hârtie proastă, dar mult mai ușoară. Astea trei sunt realmente grele. Acestea sunt... Da. Cred că acestea sunt, nu? Da. Cele trei monografii alea dedicate filarmonicii din Timișoara. Prima este cea din mijloc, la 50 de ani. Da. La activitate, da, de 50 de ani de activitate. Da. Aceea are cea mai bună hârtie. De bună calitate dublu, și de... Dublu cretată, da. Da. Iar... Cea de-a doua este... cea din spate. Aceasta e corul filarmonicii. Corul filarmonicii la 50 de ani, corul înființându-se
în 1951, un raport cu 1947, orchestra, da, în regim de voluntariat, și de-abia în 54 a devenit cor plătit de la bugetul de stat. Da. Deci aici vom avea multe lucruri să ne întoarcem ca niște repere. Despre viața corală. Astea, da, sunt importante. Și, și aceasta este monografia la 60 de ani, de la împlinirea 60 de ani de la activitatea, deci ad sexagesima aniversaria. Bine, în bune părți, aici mai cu seamă în părțile din final, mă scuzați, dar seamă ca cu cartea de telefon. Sunt atât de multe nume. Este mult mai completă decât celelalte, am liste complete de prime audiții absolute, liste complete de soliști, de dirijori din țară, din străinătate, români, care au cântat la Timișoara. Deci e un document de referință pe care, de care se poate folosi oricine se ocupă de viața muzicală a orașului nostru, mai cu seamă că în ultimii 15 ani, să zicem, dacă nu 20, deci după Revoluție, pagina muzicală din ziare a dispărut aproape cu desăvârșire. Deci, este dacă cineva vrea să se mai informeze despre viața muzicală din Timișoara, să scrie ceva despre acest lucru, nu găsește. Și atunci trebuie să studiezi ori arhivele filarmonice, ori ale operei, sau monografii care redau nu totul, că nu se poate, nici a doua, nici a treia monografie n-am putut să redau totul. Am încercat cu Filarmonica din Arad o tentativă mai specială, pentru că întrucât Aradul și-a distrus sau și-a pierdut documentarea în mare parte, mi-am pus ca ambiție să reconstitui toate concertele de la primul concert din 1948, 6 iunie și 28-30 iunie și unul din 6 noiembrie, amândouă în regim de voluntariat al orchestrei, pentru că orchestra și-a început activitatea ca formație plătită de la 1 ianuarie 49. Ori, programe, de când au apărut și programe de sală și afișe, și le-am dus de la, din 48 până în 2008. Sunt toate programele ca o adenda a fiecărui volum. Sărim de la una la alta, vorbeam apropo de faptul că nu mai este cronică muzicală și vreau, cred că acesta este volumul, nu? Da, de cronici muzicale, ecouri muzicale timișorene, Ovidiu Giulveza. Cum vedeți dumneavoastră treaba asta, că iată, ziarele nu mai acordă spațiu? Pe coperta patra scrie maestru Georgescu acolo despre faptul că muzica apare din tăcere, se consumă, se dezvoltă, se amplifică și dispare în tăcere. Este evanescentă, nu? Dispare treptat. Da. Și singurul lucru care rămâne pe lângă afișe, pe lângă nu știu ce, este, sunt însemnările criticului muzical. Acum, apropo de altă anecdotă, se spune între noi, pe muzicieni, că majoritatea doresc să ajungă interpreți. Cine nu este capabil să fie interpret, ajunge cronic. Ajunge dirijor. A, dirijor. Dacă nici dirijor nu-i merge, atunci ajunge cronicar muzical, ca să ne autoironizăm. Însă, eu zic că este, pentru că se și spune, dacă se adune cronicile astea cu ale lui Doru Murgu, cu ale lui Damian Vulpe și ale lui Tomi, ai o imagine despre viața muzicală pe o anumită perioadă. Ăla meu, am făcut un joc de cifre, dar așa a și ieșit, din 1969 până în 1996 am inversat cifrele, pentru că în 96 am scos-o. Sunt cronici, recenzii, interviuri și așa mai departe. Bineînțeles, nu am prins tot, pentru că atunci, altă amintire este că, de exemplu, era Festivalul Timișoara Muzicale. Eram chemați, Vulpe, Murgu, Giulvezan, parcă ulterior și Tomica, la Ion Marin Almăjan, la Ior Jurca, la Jurca Rovina. Și la Orizont. Și la Orizontul, da. Deci, și lua programul festivale. Luni, cine scrie? Vulpe. Marți, cine scrie? Comandament. Da. Și ne repartiam și ne notam. Și în ziua respectivă treceai cu cronica. Și nu lipsea niciun eveniment. Nici un eveniment muzical. Deci mă întrebați de ce și cum. Pentru că astăzi trăim într-o epocă de care e cuvântul de ordine pe toate posturile, mai ales comerciale, de televiziune? Rating. Distracția. Ratingul și distracția. Nu este o lume în care nu ne interesează decât să ne trăim ziua de azi, să ne distrăm cât putem.
Și atunci, care este avantajul? În ultima perioadă eram supărați că la Drapelul Roșu ni se oferea 25, ni se ofereau 25 de lei pentru o cronică muzicală. Astăzi mai scrii cronică, dar nu ți se plătește nimic. Eu am scris ani de zile la Timișoara, Timișoara pe care de dispariție, vai de capul lui, ziarul săracul cum trăiește. Și atunci nu, dar eu zic să nu părăsim complet această speranță, pentru că iată, mai vine o Noemi Vidu care... E entuziastă, da. Entuziastă, da. Și da. Se formează ca secretar muzical pe lângă filarmonică. Mai vine câte unul. Mai este Mardan, cum îl și cheamă? Adrian. Adrian Mardan, care, bine, pe lângă cei doi compozitori, Mălăncioiu și... și toți foștii noștri studenți. Foștii noștri, da, care compun, sunt compozitori, dar mai și scriu. Și Adrian Mardan, care face cultură muzicală la televiziunea din Deva, așa, răsare, dar sunt puțini. De aceea nu sunt observați. Eu, într-una din cărți, în cealaltă, în muzica din când în când, am un articol, numai că nu ne permite timpul să citesc măcar două pasaje, ba da, trebuie. În care scriu despre precaritatea criticii muzicale, pentru că asta m-ați întrebat. Precaritatea criticii muzicale. Unde sunt niște, parcă s-au adunat într-o perioadă scurtă de o lună, două, niște boacăne extraordinare. De ce? Pentru că ziariștii de astăzi, pregătiți, nepregătiți cum sunt, ei scriu despre totul. Eu aș vedea ziaristul astfel. Face un studiu universitar pe un domeniu și după aceea face un masterat de jurnalistică, să cunoști genurile așa, și scrii în domeniul respectiv. Eu nu mă apuc să scriu în agricultură, de exemplu. Și atunci când, nu știu, pot să răspund acolo. Puțin. E interesant. Da. Dacă e timp. Și mai mult deși decât am să momentul să este trist, dar și vesel. Ajungem repede, numai să-l găsesc. Așa, spuneți-mi asta până atunci. Precaritate, am găsit 85, să vedem numai câteva lucruri, că sunt interesante și de pomină. Și te miri cum se întâmplă asemenea lucruri. Critica muzicală timișoreană a cam apus. Asta spune și domnul Tomi, referitor la mine uneori, nu că eu am apus. Ne referim aici la muzica simfonică, vocală simfonică și de operă. Pentru a emite judecăți de valoare pe aceste meridiane, se impune pe lângă stăpânirea, asta e cam ce am spus, sar mai departe, să ai un studiu la bază de specialitate. Citez câteva exemple la întâmplare și fără patima. Scrie de pildă despre spectacolul filarmonicii. Denotă că semnatarul e pe un teren străin. Mie nu-mi sună bine spectacol la filarmonică. După cum, al numi pe dirijor domnul maestru, de la iveală același lucru. Pe scena operei din Timișoara a evoluat spre onoarea ei baritonul Leonucci. Într-o publicație se făcea însă elogiu celebrului tenor Leonucci. Eu nu înțeleg cum, dar nu e program. Eu mă uit o mie de ori într-un dicționar dacă nu sunt convins de sensul unui cuvânt, de semantica lui. Ăștia nu văd nici dacă a fost bariton sau tenor. Și dezinformează. Într-un ziar de mare tiraj, numele compozitorului francez Claude Debussy apare. Claude Debussy. De cu de mic și Bussy, ca și când ar fi de la Bussy. Da. Într-o cronică la reprezentația cu opera Paiațe, de Ruggiero Leon Cavallo, se insista asupra admirabilei prestații a solistului timișorean, nu? Corneliu Murgu, în rolul lui Turidu. Frumos, numai că Turidu este din alt film, pardon, da. Din altă operă, numită Cavaleria Rusticană, de Pietro Mascagni. Despre interpretarea mai recentă a Sinfoniei Romeo și Julieta, de Luis Victor Berlioz, se scrie că a fost prima audiție absolută în România. Stimate condieri și absolut, și absolut, și în România. De, nu? E națională. Păi dacă era absolut, ar fi fost, nu-i așa, și galactică, ba chiar cosmică. Nu a fost nici una, nici alta. Că iată ce scrie în ianuarie 98 presa de specialitate din București, în care relatează cum s-a interpretat. Mai departe zice despre interpretul Marius Maniov, că a demolat nu știu ce. Omul când s-a dus avea pupitru, opera era grea și în franceză. El a învățat franceză pentru... Și a vrut să-și ridice pupitru și a rămas cu el în mână. E, cronicarul asta a observat. Solistul a demolat pupitru. Păi da, pentru că noi acum, pe noi ne interesează senzaționalul ieftin. Nu ne interesează, de fapt, substanța. Da. Dar haideți să exact așa cum am scris registru. În cartea aia de management, când da. arați unui cuiva vrei să-i arăți luna, unde el nu se uită la lună, se uită la deget. La deget, da. 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 Era necesară o carte despre managementul instituțiilor muzicale, de spectacole și concerte? Da. Este un lucru important pentru că această disciplină nu se predă
sau nu s-a predat până m-am preluat eu acest lucru și exemplul meu a fost dus și la alte conservatoare, este munca secretarului muzical, dar și a directorului. Modul de organizare a vieții interne a unei filarmonici, stabilirea unor strategii repertoriale, mediatizarea concertelor tehnici și formule de mediatizare, cunoașterea, mă rog, acum nu mai e cazul, decât a elementelor de amănunt în ce privește realizarea afișurilor, corpurile de literă, cum sunt, prioritățile care trebuie, care sunt întrebările la care trebuie să răspundă un afiș ca să fie complet și interesant. Că dacă nu răspunde, din 5 sunt cele întrebare. Ce, cum, când, unde și cât. Cele clasice și în jurnalism. Da. Și dacă nu pui una din asta, deja creezi sentimentul de frustrare pentru cel care se uită la afiș și nu e mulțumit că nu află tot ce vrea. Da, un afiș trebuie să-ți dea toate astea. Iată, o seamă de elemente, dar eu doream, am luat-o exact invers de cum doream eu să purtăm discuția aceasta. Fiindcă foarte mult am insistat că la început vom intra în niște cifre foarte seci în care vom demonstra evoluția vieții muzicale pe acest pământ. Zic să o facem, pentru că avem oarecare superioritate din acest punct de vedere și viața muzicală de astăzi este aceea care se așează pe ceva foarte, foarte dens de dinainte. Ne-ai provocat la discuție și ne-am întins. Nu, sunt cărțile, eu de timp am să arăt aceste cărți, însă, sunt foarte interesante. Ideea de a face o discuție despre tradițiile muzicale ale Timișoarei, ale Banatului în general, este un lucru foarte bun, foarte important, pentru că aici se întâmplau lucruri extrem de interesante și de ținute, cu lucruri cu ștaif, cum se spune. Nici Bucureștiul și nici Iașiul, deci cele două capitale, nu beneficiau de aceste manifestări și evenimente muzicale în perioadele mai îndepărtate. La Timișoara, în 1754, spre exemplu, în timp ce se construia domul din actuala Piața Unirii, a avut loc un concert simfonic, vocal simfonic mai bine spus, cu o lucrare scrisă de fratele lui Iosef Haydn, Michael Haydn, da. Iar acea lucrare se numea Missa Sanctissimi Trinitatis sau Missa in Honorem Sanctissime Trinitatis, Missa în onoarea Sfintei Treimi. Era o lucrare pentru soliști, cor și orchestră. Orchestra se mai forma pe lângă dom, dar pentru a forma un cor s-au adus coriști de pe la multe biserici din jurul Timișoarei. Așa s-a făcut acest concert și era la 1784, la puține ani. 1754, da. Și tot prin anii 1700 către sfârșit, trupe străine care treceau prin Timișoara au prezentat spectacole de operă, de Cherubini, de Dietersdorf, de Salieri, lucrări de Mozart, lucrări bisericești, când Mozart era încă în viață. Se cântau în bisericile din... Deci înainte din de 1791. Da? Mai mult, opera Bastien și Bastien s-a jucat când Mozart era încă în viață. Iar la 5 ani după moartea lui Mozart, la 1796, spre exemplu, a avut loc premiera cu forțe locale a operei Flautul Fermecat, opera, să zic, capitală, opera care încununează creația lui Mozart, dat fiind că este încercarea de a construi, de a constitui opera națională, a germanică. Sigur că așa. Puțin franc-masonică, da. Parcă. Mai mult. Da, o lucrare absolut senzațională și demnă de urmărit și de studiat. Eu am văzut-o, această operă, mai multe distribuții și poate cea mai interesantă am văzut-o la Stockholm, la Drottningholms Theater, deci teatrul din Palatul Regal din Stockholm, unde s-a prezentat în costume de epocă, în decoruri din vremea lui Mozart, un teatru care avea toată construcția
de mișcare, adică de corurile din vremea lui Mozart, și cu orchestra îmbrăcată în haine de epocă, cu instrumente din vremea lui Mozart, cu trompete fără clape, cu oboaie și fagoturi din alea de construcție veche, și a fost un lucru absolut minunat. Vorbeam de începuturi, făceam comparații, dar Timișoara a fost un puternic centru comercial. Da. A avut bani, da, și a putut permite să invite soliști și formații. Care animau o viață și formații care animau o viață culturală, da, da, deosebită. Aș mai menționa încă ceva. Imediat după 1800, la Timișoara a venit un compozitor și dirijor, se numea Iosef Strauss, nicio legătură cu familia lui Johann Strauss, tatăl fiul, sau Iosef fiul, alt fiu. Așa, un Iosef Strauss din Brno, din Cehia, care a lucrat 2 ani ca general muzic director la Timișoara, în cadrul Teatrului German, și aici a compus opera Faust Leben und Taten, Viața și faptele lui Faust. Se pare că este prima operă din istoria muzicii care are pe eroul Faust într-o creație muzicală. Ca, așa. Și asta se întâmpla în 1814. După aia, sigur că Timișoara a primit muzicieni importanți, cum a venit Franz Limmer de la Viena, născut aia, și s-a făcut timișorean, că aici a și murit. În 1825 a venit și a lucrat până în anul morții ca dirijor și compozitor al teatrului de operă, operei. Dar de fapt era Teatrul German care activa aici până la mijlocul secolului. Muzicieni de mare talie au vizitat Timișoara în prima parte a secolului al XIX-lea. A fost Franz Liszt cu 2 concerte aici și unul undeva pe la țară, nu știu dacă nu la castelul de la Banloc, dar nu sunt sigur chiar. Da. Parcă la Remetea și nu la Bandroc. La Bandroc a locuit doar. Așa. A fost aici Johann Strauss, fiul, cu orchestra sa în 1847. Și în 1874 a venit din nou aici, în Timișoara. În 1871 se constituie Societatea Filarmonică a orașului, care schimbă fața vieții muzicale a urbei, pentru că pe lângă activitățile proprii pe care le organizează, aduc invitați de marcă, și printre aceștia sau la 1876 a venit Pablo de Sarasate, violonistul și compozitorul, a venit Henryk Wieniawski, tot violonist și cunoscut astăzi în calitate de compozitor, au venit în cuplu Iosef Joachim și Johannes Brahms, Joachim fiind violonist, Brahms cântând la pian. Și numele astea sunt toate păstrate în Cartea de Aur a Societății Filarmonice, care se află astăzi în posesia Filarmonicii Banatul, care la rândul ei va organiza, este în curs de organizare a unui muzeu important al muzicii, în cadrul Filarmonicii, cum, pentru că clădirea a devenit proprietatea primăriei și a dat-o spre folosință Filarmonicii, cum se lucrează mult la spațiile de expoziție, iar documentele de mare valoare vor fi expuse acolo să fie văzute de toată lumea, inclusiv diplome, inclusiv cupe de aur, drapelul care este de aur și așa mai departe.